Doi tineri în vârstă de 17 ani, interpreți de muzică populară, au trecut prin momente de coșmar după ce un individ din satul Răzoare, oraș Târgu Lăpuș, proprietar al unei pensiuni situate în groapele Chius Băii, i-a făcut fetei avansuri și propuneri indecente. Tânăra, în vârstă de 17 ani, este solistă vocală de muzică populară, iar băiatul, tot de 17 ani, este instrumentist. Cei doi sunt și iubiți. Într-o după-amiază, tânăra a fost abordată de un bărbat pentru a o invita să cânte la cabana pe care o administrează. Știa despre cei doi tineri că sunt iubiți, însă a început să-i spună tinerei că dacă se îmbracă sexy, este posibil să primească bani serioși de la clienți, arată site-ul de știri vasiledale.ro. Una dintre discuțiile dintre adolescentă și individ a fost înregistrată audio. Unde am cântat, cine m-a chemat să cânt sau unde m-am invitat eu să cânt, nimeni nu a vorbit așa, adică nu. S-a uitat și a văzut cum cânt și ce fel de persoană îți și nimeni nu a încercat să aducă. Nu am nevoie de... Ca și cu bani, acum ultimul mesaj, ceva de bani a spus, de 1000 de... Ți-am spus că la asemenea parte sunt oameni bărbați cu bani care pentru a dansa sau pentru a cânta ceva dau 100 de euro. Dacă trebuie să fie îmbrăcată sexy, trebuie să danseze nu știu cum, deci chestii din astea. Înțelegi? Deci dacă îți plac banii, dacă vrei bani mulți, trebuie să ascult. Înțelegi? Nu trebuie să faci sex. Asta numai că tu alegi și îți place un bărbat. Pentru că în viața mea nu va fi numai cu singurul, o să fie o grămadă. Asta e viața. Da, eu nu sunt o persoană din aia, în primul rând, adică nu. Poliția Maramureș spune că au primit o sesizare despre faptul că un bărbat de 42 de ani din Răzoare ar fi trimis minorei de 17 ani din Coaș mai multe mesaje prin care i-a propus să se întâlnească cu acesta în scopul întreținerii de raporturi sexuale contra unei sume de bani. Un bărbat de 42 de ani din Răzoare ar fi trimis unei minore de 17 ani din Coaș mai multe mesaje prin care i-a propus să se întâlnească cu aceasta în scopul întreținerii de raporturi sexuale contra unei sume de bani. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetări sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Lăpuș. Bărbatul este cercetat acum pentru comiterea infracțiunii de raculare a minorilor în scopuri sexuale.